să participă toți cei 21 de consilieri locali ai municipiului Turda. Doamna președintă, aveți cuvântul. Bună ziua! Pentru început, dacă sunt completări, la urmă de zi. Doamna președinte, stimați colegi, ar dori să facem un amendament la... La proiectul, când este în momentul proiectului, atunci. Bun. Deocamdată, da, ordinea de zi, dar nu uităm. Da, da, nu uităm. Bună ziua, da? Maxima 4, nu 4. Mai puțin să votăm în ordinea de zi. Deci dacă aveți completări, proiecte la ordinea de zi. Da? Da? Bun. Cine este pentru ordinea de zi de astăzi? Împotriva? Abține? Mulțumesc. Deci, vă rog, acum. M-am ținut la punctul 4, cum am luat de pe rășit. Da, s-a notat. Da, da. Pentru da, sigur. Mulțumesc, că rog secretariatul să consemneze că nu am ținut de la deliberări și vot la proiectele 4, 2, 4, 3 și 4, 4. Mulțumesc. 4, 2, 4, 3 și 4, 4. Da, da. Deci, propun următorul amendament, întrucât Casa de Cultură a făcut o adresă și solicită în plus față de buget 4.000 de lei, având un eveniment, ansamblu Țarina, am evidențiat în cadrul comisiei și sursele, deci luăm din venitul de la capitolul 5102, autorități publice și externe, și suma să o cuprindem la 6702, cultură, recreere și religie, deci suma pe care o solicită Casa de Cultură. Mulțumesc! Alte intervenții? Dacă sunt. Dacă vă spun, vot amendamentul propus de domnul Manca, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc! Și acum spun la votare proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Da. Punctul 3. Probleme ale direcției impozite și taxe locale. 3.1. Proiect de hotărâre privind soluționarea celor de acordare a revenirii la plata impozitelor și taxe locale depuse de persoane fizice. Dacă aveți intervenții la acest proiect,
Dacă nu aveți, vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Punctul 4. Probleme ale serviciului administrației publică locală. 4.1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de legătură și cheltuieli aferent anului competitiv oran 2017-2018 regiuni al Asociației Club Sportiv Sticlagești, Turda. Dacă sunteți atenții, vă rog. Stimați colegi, deci am analizat acest raport întocmit de conducerea Asociației Sucrăreașul Turda. Consider că atunci când am aprobat sumele respective, am ținut cont de faptul că acest sport, fotbalul, a fost într-un declin totalmente în ultimii 4 ani de zile. Și începând din 2016, s-au pus bazele unui nou proiect cu tendințe de a câștiga campionatul teritorial seria 4 și cu tendință pregnantă de a câștiga barajul pentru promovarea în Liga 3. În calitatea pe care am avut-o acum vreo 8 ani de zile, am condus destinile acestei asociații, mai ales în Liga a doua, acești conducători actuali a Asociației Ticlareșul Turda sunt de admirat. Pentru că să iei un proiect de la zero și să duci astăzi campionatul în are două etape și să încheie și în data de 16, avem primul joc de baraj, era un drum destul de lung. Deci, cu perseverență și cu hotărâre, s-a realizat acest deziderat și era campionatul din seria 4 și promovarea în urma unui baraj pe care sunt sigur că îl vom câștiga în Liga 3. Lângă această echipă, care reprezintă, practic, faneonul și este un faneon al municipiului Turda, care a fost timp îndelungat în faneon al orașului Turda, pe lângă această echipă de juniori, asociația mea are circa 170 de copii și juniori, împărțiți în 4, 5, 6, 7 echipe de juniori, care participă și au participat în mod regulat la campionatele respective. Deci a fost un efort substanțial din partea noastră, pentru că am reușit să facem și noi un efort să acordăm aceste sume pentru activitatea care se desfășura la această asociație și un efort din partea conducerii, a jucătorilor și în special copiilor și a tinerilor care vor urma în perioada respectivă să intre în echipele de seniori. Susțin modul în care a fost întocmit acest raport de activitate pe legea 69 și consider că s-au respectat toate instituțiunile legale în vigoare. Eu, dragi colegi, vă propun să aprobăm acest proiect de hotărâre. Mulțumesc! Mulțumesc și nouă, dar să-și adresez. Barajul reprezentant a județului Sălaj, sunt convins că așa va fi. Noi suntem asociat majoritar în această construcție sportivă și eu mi-aș dori, în calitate de reprezentant al asociatului majoritar, să văd un raport financiar raportat la zona de venituri și cheltuieli. Adică m-ar interesa să văd un raport detaliat de zona de indemnizație de efort, de transport sportiv, echipamente și materiale sportive, cazare și masă sportivă. Cred că ar fi o dovadă de transparență să vină la ce se va lucra acolo, să vedem și noi în chip detaliat cam cum se cheltuie banii pe care noi le oferim consumatorilor. Doamna președinte, trebuie să specificăm că acest raport a fost întocmit pe baza legii 69 sportului, pentru că noi nu avem un club sportiv care este
proiecte subordonați Consiliul Local. Acolo sunt anumite bareme după care activitatea economică financiară a acestei asociații s-a ghidat. Dacă dumneavoastră, domnule consilier, considerați că nu este detaliat raportul, eu consider că e detaliat. În sensul că, uitați-vă la capitolul salarii pentru antrenori, salarii jucători. S-au făcut aceste operațiuni pe baza unor contracte. Sumele, acum n-am defalsat, într-adevăr așa lui, nu era obligatoriu după lege, sumele la antrenorul principal nu depășesc 1500 de euro, exemplu, și în funcție de sumele acordate antrenorului principal de la echipa întâia, s-au stabilit sumele respective. Acolo sunt niște criterii, domnule consilier, de care s-a ținut cont, și anume, numărul de jocuri pe tur, pe retur, numărul de puncte câștigate. Deci eu consider că am verificat și consider că, din punctul meu de vedere, și sunt în asentimentul nostru să fie transparent acest raport. Părerea mea este foarte transparent pentru că am dat exemplu și antrenorul principal. Restul antrenorilor, sumele cu care sunt retribuiți variază în funcție de 7-800 de lei. Și aproape toți sunt profesori cu facultatea terminată. Deci aceste sume ca retribuție nu depășesc normele și încadrările stipulate de lege. Pe lângă aceasta, la nivelul primăriei municipiului Turda, există o comisie care verifică întâlnirea acestor documente. Eu nu cred și am insistat în continuu, pe lângă directoarea economică, că aceste documente să fie verificate. De moment ce se pune avizul de verificare acestor documente, domnule consilier, eu consider că destul de detaliat au fost prezentate aceste date. Efectuarea bugetului. Doamna mână, acum sigur prin niște o poziție vei greți italian, să te la putere, e foarte detaliat. Este adevăr. Cine a spus că contabilitatea știe pe care s-a dat antrenorul secund sau antrenorul principal sau ce indemnizație de efort sau să ce primul de lucru? Se fac state de plată, domnul consilier. Se fac state de plată, domnul consilier. Deci, nu discut, am discutat la respectivă despre suma de bani. Sigur. Ideea care? Dacă s-a făcut proiectul sau 2016, e bine, echipele de juniori, de copii, de seniori, că funcționează din cealaltă din următorul meci. Eu sunt chiar și cu aliești, dar când îi țină din suflet, îi să promovează în acesta. Să avem un timp de a treia, să vedem domnule primar ce se întâmplă cu acea bază sportivă, pentru că în ultimii doi ani nu s-a prea mult nimic, în adevăr. Ce va trebui de făcut acolo, să dăim proiectul la alt, ce va fi, dar e bine să avem un timp de liga treia, de liga a doua, la nivel de cine vorba, să avem o efervescență, emulație de copii pe acea bază de la Poiana. Și asta discutam cu un coleg al meu și n-a fi lipsit, dar nu sunt de la proiectul ăsta de hotărâre cu sportul, să vă gândiți și la varianta asta, nu știu ce măsură, ce... Să deschidem școlile, domnule, după mesele, sedile, sâmbetele, duminicile, erau urmate toate școlile din cartier, urmate de tine care jucau în curtea școlilor. Eu e fotbal, basket, cum a să închis să merg, practica sportul. Asupra detaliei cheltuielilor sunt situații. O iau cu sfârșitul. Deplasări. Să dau un singur exemplu. Sunt microbusele U1 cu care s-a deplasat în mare majoritate în cazul de o echipă. 2 lei pe oră sau 2 lei pe kilometru, mă rog, tarif. Este factură emisă.
Eu nu cred că primăria nu emite factură pentru microbus să nu se facă plată. Nu cred că primăria, și marea majoritate s-a lucrat cu microbusele și cu autobusul până la defecțiune, proprietatea primăriei. În cea crește și acolo sunt sume defacate, care nu avem probleme, că să nu încearce pe tarif și am lipat. Masă. Nu se face masă la restaurant cu domnul Cobiș. Dacă nu mă asculti, nu are loc să povestesc. Nu se face masă la restaurant, că știți tu, când noi beam și mâncam și am mâncat penii de ouă într-o lună. Aici este o cantină amenajată, care această cantină are un meniu și care se decontează apoi cu sumele care provin din diferite unități de alimentație publică, care sunt, și acolo sunt facturi. Aceste facturi, dacă eu mă implic acum la această dată, domnul Corbis, restul, în afară de domnul consilier Roșu, nu țin minte că 8 ani de zile am avut un scandal cu practic în cel mai bun ștepune Tudor, mai ales pentru plata impozitor din venituri. Acum aici am văzut și se poate dovedi că la orice sumă care se atribuie unui jucător sau unui profesor la antrenor, se impozitează, se impozitează, se... acolo rămăsese cu vreo 10 miliarde, un milion de plată. Hai pe la poliție și mai departe. Eu consider, din punctul meu de vedere, pentru că nu fac parte nicio structură de conducere, dar atât vreau să-mi ajut cei doi colegi, domnul Sergean și domnul Radu Zoltan, și vreau să susțin acest proiect să se finalizeze așa cum am început. Deci, eu susțin, domnul consilier și stimați colegi, că deodată, fiind de specialist în această activitate, și nu mă puteți combate, domnul consilier, pot documenta oricând și cereți o justificare. Dacă dumneavoastră aveți dubii, cereți o justificare a sumelor respective pe capitolele cum dumneavoastră credeți de cuvință. Mulțumesc! Singura masă a fost servită de către sportivi în afara asta.